Libița? Hei, dragi prieteni, vreau să vă spun că mă aflu într-un loc extraordinar de frumos. N-am mai fost aici niciodată, sau în viața mea n-am mai fost aici. Iată că am și un trandafir lângă mine. Și sper că vă zice ceva acest trandafir. Nu e un trandafir oricare și pentru oricine, este un trandafir pentru actrița mea. Deci, da, astăzi suntem în județul Bistrița Năsăud, mai exact chiar în Bistrița, în turnul unei biserici foarte frumoase din centru, Biserica Evanghelică. Cum șoptește chestia asta, actorul meu principal, Cilica, Florin Cilica, de la Radio Balada, este astăzi actorul meu principal, alături de frumoasa și iubita și draga lui iubită, Cristina! Ta-da! În curând o să vină cel mai tare și cel mai romantic videoclip alături de Georgiana și de Cristina. Abia aștept să-l vedeți, abia aștept să ascultați piesa și sperăm să vă și placă. Da, hai să facem niște poze, oprește vlogul. O să facem și niște poze, dar stai să vă mai arăt ceva. Revenim în câteva momente. Astăzi este la pupitru nimeni altul decât soțul meu, Rareș. Și prietenul nostru, Micuțu, mi-așa îmi place să-i spun, el este mereu ajutorul nostru, i-a privit ce cadru superb. Dragii noștri, ne vedem în curând la Colibița! Ei, dragii mei, iată-ne, suntem la Colibița. Este un local extraordinar de frumos, am fost primiți extraordinar de bine. Toți cei de aici sunt foarte ospitalieri, sunt foarte drăguți cu noi. Le mulțumim din suflet, care este excelentă, servirea pe măsură. Și localul în sine și priveliștea este una deosebită. Dragii mei, iată alături de mine, sunt doi prieteni minunați. Este vorba despre Florin Cilica de la Radio Balada. Și Balada TV. Și Balada TV și iubita lui Cristina Ureche. Dragii mei, vreau să vă întreb cum v-ați simțit astăzi alături de mine la filmări, la filmarea noului meu videoclip. Da, deja avem vreo 6 ore de când filmăm. Este bine, am făcut multe duble. Sperăm să vă placă videoclipul. Eu nu prea mă știu cu vorbele, sunt un pic mai timid, dar ei, în fine, având-o pe Cristina aproape, mă simt foarte, foarte bine și îmi dispare toate emoțiile. Vorbește el și pentru mine. Nu mai puțin, domnul din regia tehnică, adică Rareș, hai să-l filmăm și pe Rareș. Da. Pregătim aici încă o scenă în interiorul restaurantului Rozer House, super fain aici la Colibița. Și dacă v-ați simțit bine cu noi. Foarte bine. No, Doamne ajută, sănătate. Doamne ajută. O colesă cu brânză, adică, pardon că aici nu sunt, nu face. Hei, dragii mei, suntem la restaurantul Rozer House în Colibița și, după cum vedeți, în spatele meu, actorii mei își continuă rolurile și, anume, Florin Cilica împreună cu iubita lui Cristina Ureche se sărută, nu mai pot, au rămas pe acel mai feeling. Mai dăm un pupic, încă un pupic, da, super tare, super piesă, hitul, noul hit, o piesă care dă un pic despre bine. Șt, taci! Ce? Sunt oameni aici, la Rozer House. Este un restaurant extraordinar de frumos și le mulțumim pentru toată ospitalitatea tuturor ospătarilor. Ne-a apucat noaptea, ne-a apucat noaptea cu filmările, dar merită, trebuie să ne priviți acolo pe și tremură telefonul pentru că mi-este fric și tremură mânuțele. Dacă vreți staroste pe mine să mă luați. Dragii mei, vă mulțumesc pentru că mi-ați fost alături. O să postez unii asta. O să postez pe YouTube. Curios să văd. Și vă mulțumesc vouă că ne urmăriți. Stați aproape pentru că în câteva zile voi lansa noua piesă care sper să vă placă. Acum vă las că închezi de frică. Servus, servus! Vă pupăm de la Colibița, Rozer House.